Suntem la cel mai mare târg din Germania, din domeniul agriculturii, la Agritehnica. El s-a deschis de ieri, până sâmbătă va fi deschis. Primele două zile este târgul pentru specialiști. Astăzi încă este special pregătit pentru specialiști și pentru firmele care, mari care comercializează utilaje agricole. Și astăzi deja sunt foarte mulți oameni aici, dar după câte se vede, de mâine va fi și mai multă lume și, ce să spun, abia am găsit loc în parcare. Noi aici suntem interesați să facem contacte, să ne întâlnim cu partenerii, cu clienții noștri care vin din România, să vadă târgul de la Hannover. Ne aflăm înaintea premierei, deschiderea oficială a expoziției Agritehnica, cea mai mare expoziție de mașini agricole din lume. Participă peste 2700 de expozanți din 48 de țări, dintre care 50% sunt expozanți internaționali și sperăm ca pe perioada celor 5 zile să reușim la Hannover să salutăm peste 380.000 de vizitatori față de anul 2009, când am avut 355.000 de vizitatori, o creștere destul de semnificativă, având în vedere perioada. În seara aceasta, așa cum spuneam, este deschiderea oficială a evenimentului, se vor decerna medaliile de aur, care sunt două medalii de aur, ieri s-au acordat cele 39 de medalii de argint. Deci foarte multe evenimente pe perioada târgului, foarte multe forumuri, dar astăzi este desigur seara specială. Toți cei care sunt interesați să vină să viziteze Agritehnica până în data de 19 noiembrie, între orele 9 și 18, îi așteptăm pe toți cu drag la Hannover. Sunt foarte mulți români prezenți la târg. Am distribuit în ultimele două luni bilete de intrare, fermieri interesați, îi așteptăm pe toți cu drag. Avem ocazia să ne întâlnim și cu firme mari, reprezentanți puternici, alte marcă, ale producătorilor agricoli din Germania și chiar și din lume. Pentru viitor sperăm să ne putem întâlni aici și cu alți producători români care să poată să-și permită să vină aici să-și prezinte produsele și să fie prezentate după aia și vândute în toată Europa. Dealerii din România sunt și ei prezenți în standuri pentru a oferi fermierilor români informații în limba română. Dintre firmele expozante, 100% românești, numai două firme sunt prezente, nu știu dacă am voie să dau nume, este firma Nexon și firma RAL din Bistrița. Firma RAL participă de foarte mulți ani la Agritehnica și desigur de LG Intermarketing, ca reprezentanța organizatorului de LG în România. Sperăm ca în 2013 să reușim să aducem mai multe firme românești expozante. Bineînțeles, ne bazăm foarte mult pe partea de vizitatori, pentru că este un element foarte important. Aici se lansează noutățile. Agritehnica este una dintre platformele cele mai importante, unde se lansează noi tehnologii, inovații și atunci considerăm că pentru fermierii din România este foarte important să fie prezenți aici, să vadă ce se întâmplă pe piață, pentru că sunt elemente care sunt absolut necesare pentru viața de zi cu zi a fiecărui fermier.